Hei, bine v-am regăsit pe canalul meu, Eli sunt și iată-mă aici alături de voi. A trecut o lună, cred că, de când n-am mai postat, mă rog, aproape o lună, pentru că de când a început școala, viața mea e super mega încărcată. Dacă v-am lipsit, vă rog să-mi scrieți în comentarii și de asemenea m-ați ajuta foarte mult dacă v-ați abona canalului și ați da un like acestui clip. Iată-mă aici, pentru că astăzi am fost la Pepco și am zis să vă arăt ce mi-am cumpărat, pentru că a sosit timpul să decorăm pianul de toamnă. Știți că v-am spus și de zile trecute, scuzați, sunt mega obosită, așa, v-am spus că voi decora în funcție de anotimp măcar pianul. Deci această parte, fiecare are un colțișor pe care îl decorează, noi avem acest colțișor pe care îmi doresc să-l schimb oarecum. Gata, este deja decorat din primăvară, nu prea am mai modificat foarte mult pe timp de vară, așa că a venit timpul. Am fost la Pepco, aveam nevoie de câteva lucrușoare și în acest vlog, pe lângă ce vă voi arăta acum, veți vedea prima mea comandă, Temu, totodată vă voi arăta ce am cumpărat luna aceasta și de la Better Style și de la Infinity. Deci eu fac cumpărături, apuc oarecum să le filmez, am lansat-o aseară o comandă pe Shein și cred că mai urmează una, pentru că văd eu că îmi trebuie foarte multe lucruri. În primul rând am mers la Pepco fiindcă Erica avea nevoie de o agendă pentru școală. Așa că am ales-o pe aceasta, cred că este, nu este din gama Harry Potter, aveau ceva și din gama Harry Potter. Aceasta ni s-a părut drăguță, puf, pisicuță, așa mai ca ea. Este o agendă normală, drăguțică, care a costat 21 de lei. Ok. Și fiindcă am fost cu minunea de fimea cea mică, bineînțeles că a vrut și ea ceva și i-am luat acești pantalonași negri, deoarece culorile școlii presupune să se îmbrace în alb și negru. Aceștia au costat 32 de lei. Sunt așa, sunt evazați așa cu o crăpătură. Stai că parcă văzusem crăpătura, uite pe aici. Da? Sunt vătuiți, deci nu sunt chiar de perioada aceasta, pentru că, Doamne, bine îmi pare că afară este încă vară, deși a venit toamna. Ne mai bucurăm și noi zilele acestea de vară, că asta vară a venit târziu. Și acum, haideți să vă arăt ce am cumpărat ca decorațiune. Am luat aceste frunzulițe cu doblece, stați să vă le scot pe toate și vi le arăt. Ok, acestea sunt. Le voi pune într-o vază, am eu o vază mai micuță, o voi schimba pe aceea că este de primăvară cu mățișori. Da? Aceste frunzulițe cu doblece, și am ales una așa, una cu mere, da, și ciupercuță, și am mai ales încă una cu doblecel, dar este un alt fel de doblecel. Fiecare dintre acestea a costat 4 lei, zic eu că arată bine, aduce așa o nuanță de toamnă în casa noastră. La școală deja am început decorațiunile de toamnă, mai aveam eu acolo niște veverițe agățate, niște minuni. Ups, hai că era să comic. Am luat aceste ciupercuțe, aveau și mai mari, dar eu nu prea am loc de lucru prea mari pe aici, fiindcă avem și instrumentele muzicale. Apropo, școala de muzică mi-ocupă foarte mult timp pe lângă școala noastră normală. Du-te, du-o pe una, ia-o pe cealaltă și tot așa, peste puțin timp plecăm la dansuri și uite așa trece viața noastră și, sinceră să fiu, mă simt așa un pic burnout. Așa. Deci am luat și aceste ciupercuțe, ciupercuță roșie și ciupercuță portocalie. Zic eu că ar sta super fain acolo. Probabil într-un următor video vă voi arăta și cum arată decorațiunea noastră. Trebuie să mai caut, mai am pe la mansardă. Aici am luat niște baterii, baterii în acestea micuțe, nu v-am spus cât au costat ciupercuțele, stai că am rupt. Ciupercuțele au costat 6,50 lei una, deci 13 lei ambele. Așa, am luat aceste baterii, stai să văd cât sunt, 5 lei.
5 lei și sunt 6 baterii. Aveam nevoie pentru, cred că o să vedeți imediat pe filmare, în comanda de la Better. Vă spuneam eu că am început să-mi fac un dressing, mă rog, un locaș pentru multitudinea de haine, pentru a le găsi mai ușor. Încă n-am apucat, efectiv n-am apucat să filmez. Am vrut să filmez așa pas cu pas cum decurgeau lucrurile. Deja este într-un stadiu avansat, zic eu că nu mai are rost. Dar mi-am luat această lampă care se apasă pe ea și atunci când am nevoie să am mai multă lumină. Bineînțeles că voi avea lumină, voi avea curent tras, dar pentru a găsi mai ușor lucrurile am vrut să am extra. Să-i comandez imediat. Că tare curioasă sunt dacă funcționează. Nu am avut baterii. De obicei nu-mi lipsesc bateriile din casă, dar de data aceasta le-am epuizat pe la telecomandă. Așa este. Îmi place că nu are lumină caldă. Nu-mi place lumina aceea roșie. Are aici un adeziv pe care îl voi dezlipi și o voi lipi acolo pe ușă. Sau pe un perete. Voi vedea, încă nu sunt gata. Am demontat niște rafturi, mai am câte ceva de lucru. Și am luat această punguță. Nici nu m-am uitat ce mărime am luat. Am luat 70 ori 90. A costat 10 lei. Este acea pungă pe care eu am folosit-o în trecut, după care o perioadă n-am mai folosit-o. Vreau să vă și arăt. Care tragi aerul. Și hainuțele vor sta presate și vor ocupa mai puțin spațiu. Ce îmi place la această punguță față de ce cumpăram eu în trecut, nu este o calitate foarte bună din câte observ eu, este cam șifonoasă, dar să sperăm că nu se înțeapă foarte repede. Ce am mai avut eu, mi s-a înțepat foarte ușor, are acest umeraj. Deci mi se pare destul de ok. Pe aici are zip, faci hainuțele, aici are acel buton unde pui gura de la cablul, de la aspirator, mă rog, și cu aspiratorul trage aerul și rămâne așa dintr-o geacă bufantă, îți va rămâne subțirică. Am vrut să o încerc și bineînțeles că voi merge să mai iau, mai ales la primăvară, când cu siguranță voi avea nevoie să depozitez hainele de iarnă. Deocamdată am luat una așa de probă, nu am cine știe ce nevoie de ea. Toate acestea au costat 93 de lei în total. Acestea sunt produsele de la Pepco. În continuare vom vedea restul de produse. Un colețel de la Betterstyle, adevărul e că a sosit de ieri, dar nu am avut timp să-l desfac. Și vreau să îl desfacem împreună. Așa că îl voi desface ca să vedem ce am comandat. Nici nu mi-amintesc ce am mai comandat. El comanda a lansat în urmă cu o săptămână. Produsele de la Betterstyle vin direct din Polonia în aproximativ 4-7 zile. Deci depinde. Depinde dacă prinzi weekend. Depinde de curier. Eu le sunt foarte bine ambalate, deși cartonul cutiei nu este el cel mai ok, adică se rupe foarte repede, dar avem aceste bule de aer care protejează produsele. Nu am eu foarte multe, din câte mi-amintesc, dar da, vreau să vă arăt. Așa. Aici am, hai că începem bine cu produse cosmetice. Am un balsam de păr, este pentru întărirea părului, este pe comandă, cineva l-a folosit și i-a mers foarte bine cu el. Ce îmi place la aceste produse că au această pompiță. Așa. Ok. Hai să văd ce mai am eu aici. Nici eu nu știu ce am aici. Descoperim împreună. Ah, trepied. Wow. Da, n-o să mai fie nevoie să-mi pun mereu inelul acesta, pentru că mi-am luat un trepied. Astea sunt piciorușele, sunt reglabile, iar aici este chestia pe care prind telefonul. Da, în sfârșit, luăm tot felul de aparaturi ca să ne fie mai bine, să ne descurcăm ok în lucrul nostru.
Așa. Am mai luat eu aici, wow, cât sunt de mari, niște betișoare din acestea de bambus pentru frigărui. Adevărul e că eu le folosesc și la școală, de exemplu, ca material didactic, dar nu mă așteptam să fie atât de lungi. Doamne, doamne, vreau să prind pozele copiilor pe ele. Și sunt foarte multe și au costat și foarte puțin. Până în 10 lei, dacă nu mă înșel. Ce am luat eu aici? Este un suport pentru umerașe. De fapt, este un singur umeraș cu lăcașuri, așa, pentru mai multe umerașe, pentru că este în lucru dressing-ul meu și vreau să-l dotez cât mai bine. La fiecare comandă am inserat așa câte ceva legat de aceasta. Și bineînțeles, tot pentru dressing mi-am luat această lampă. Funcționează pe baterie, este cu LED-uri. Zic eu că îmi va fi de ajutor, o voi lipi acolo undeva unde să-mi fie la îndemână, ca să văd și eu ce hăinuțe îmi aleg. Așa, și tot pentru dressing am luat și niște săculeți parfumați. Nu sunt săculeți, este o chestie din asta parfumată. Știu că am avut intenția să iau săculeții, dar am luat chestia asta care miroase bine, se lipește tot așa. Așa, hai să văd ce mai am eu aici. Am mai luat eu, pentru că la finalul comenzii mi-au propus să-mi aleg cadou cu preț redus, acest set pentru pedicură, manicură. Avem așa piatră pons, avem această periuță subțirică, mai am una, la fel, unghieră și chestia asta de se pune între degete ca să nu ating atunci când ne dăm cu ojă. Și am mai luat aici o bilă pentru mașina de spălat. Promit ei că este o bilă magnetică pentru mașina de spălat rufe sau spălat vase. Care, stați așa că nu mi-aduc aminte dacă era împotriva calcarului, dacă nu mă înșel eu. Da? O să o probăm, o să o punem la lucru și apoi vedem ce putem spune. Așa, și bineînțeles, nelipsitele dezumidificatoare. Bineînțeles, acestea vin tot în dulapul de haine sau chiar în dressing, deși nu cred că o să am nevoie acolo, pentru că este un pic mai aerisit decât în partea de jos a casei. Așa că, da, l-am luat pentru dulapul din casă. Nu-mi lipsește din dulap, atrage umiditatea, chiar își face treaba foarte, foarte bine. Iar aici am un covoraș pentru cuptor, covoraș pentru cuptorul de la Aragaz sau cuptorul electric, îl pui acolo și nu se mai murdărește cuptorul, nu-l mai arzi. Aici am un parfumel, dar stai să văd dacă nu mai țin minte, că am vrut să iau pentru bărbat sau pentru... Da, mă, nu mai țin minte ce am luat. Lion, puru om. Acesta este, nu se știe niciodată când ai nevoie de un parfum pentru a-l face cadou, și așa că am zis să am unul în casă. Nu prea comandam eu așa pentru bărbați decât pentru soțul meu. Și aici, bine înțeles, că trebuia să mă refer puțin și la tematica de luna viitoare, deși mie nu-mi place să sărbătoresc Halloween-ul. Eu văd luna octombrie mai mult ca luna dovlecilor. Mi s-au părut drăguțe pisicuțele, fetele o să fie încântate. Mă gândeam să ofer și copiilor de la școală dacă ajung, dar cred că o să mai fac o comandă până atunci. Da, mi se par drăguți acești dovlecei ca să decorăm și noi casa. Astăzi desfacem pachetul de la Infinity. Trec curierii pe la mine pe bandă rulantă, pentru că îmi place să comand online tot ce-mi trebuie în casă. Și haideți să vedem ce am comandat de data aceasta. Mamă, Doamne! O salutați pe Alexandra, pe care o vedeți acolo, că nu se poate abține să nu apară și ea puținel. Bun, aici am facturicile. Deci, încă o dată vă spun că am desfăcut pachetul de la Infinity și, bineînțeles, cum am uitat la cutia cea mai mare pe care o găsim în acest
pachetel. Doamne, doamne, se vede că n-am mai filmat de mult. Că parcă nu mai știu nici să vorbesc. Aici am un certificat de garanție la acest aparat. Ia ghiciți ce este acest aparat. Da, este un aparat de călcat cu aburi. Doamne ajută să-și facă treaba bine, pentru că pe mine mă disperă călcatul. Nu știu, pe voi am și din acela cu chestia aceea, nu-mi vine acum, cum se numește, cu mult, care intră multă apă. Am și din acela tip perie, care nu prea așa a făcut el bine treaba. Pe acela luasem din Lidl. Acesta, având în vedere că a fost un pic mai scump decât acela, sper să-și facă bine treaba. Am aici o perie, o să citim apoi pentru ce se folosește și el vine cam așa. Deci măcar acela tip perie îl pot folosi pentru a călca lucruri micuțe, pe când acesta clar se folosește doar așa pe vertical. Văd că are aici și afișaj electronic. Da. Și bănuiesc că pe aici pe undeva intră apa. Deci, da. Mamă, ce încântată sunt, bine îmi pare că a sosit. Chiar aveam nevoie, pentru că mereu dimineața, deși pun lucrurile în dulap, călcate, aranjate, cum le răscolesc fetele, cum fac un drag, nu știu, dar întotdeauna găsesc tricourile necălcate și doamne, doamne, ce urât este când le găsim necălcate, mai ales că avem nevoie de ele frumos aranjate pentru școală. Și am mai scos eu aici un pachetel, dar sunt pachetele foarte bine ambalate, cu hârtie din asta cu bule. Am aici un fond de ten Mineral Silk and Lift. Da, eu îl am din aceeași gamă, dar o altă nuanță. Acesta este Natural Beige. Iar aici, Vapor Rub. Cine n-a auzit de Vapor Rub? Cu siguranță mergeți și voi la farmacie să căutați Vapor Rub. Acesta este, miroase mentolat, desfundă nasul, este bun pentru copilașii voștri, în primul rând, atunci când au tuse, când sunt răciți, masați pe piept, pe piciorușe. Nu se folosește la copiii sub 2 ani, deoarece avem altul care îl folosim pentru bebeluși până la 2 ani. Aici avem și instrucțiuni și tot ce trebuie. Este vremea virozelor, a venit toamna, vremea, ați văzut, acum este frig, acum este cald, deja afară e vreme de vară, în curând sigur o să vină ceva și mai urât și atunci copiii răcesc foarte repede, au intrat în colectivitate, avem nevoie să fim pregătiți. De aceea am luat eu aici arsenal, Biseptol. Am luat aceste bombonele Biseptol pe care le folosesc de anul trecut, de când le-am descoperit, atunci când simțim o usturime în gât sau ceva probleme cu gâtulețul. Dăm repede pe aceste dropsuri cu albastru de metil și dacă consum 3, cam 3 pe zi, garantat în 2-3 zile scap de durerile în gât. Acum depinde să nu fie de natură infecțioasă, că atunci nu te mai scapă. Dar să știți că da, pe noi ne ajută foarte mult, atât pe mine cât și pe Erica, cât și pe soțul meu. Și tot pentru că am folosit anii trecuți, am luat și acest Calmotusin. Este un balsam pentru căile respiratorii. Nu știu dacă ați văzut luna trecută, cred că am filmat, luasem siropelul pentru tuse și acum am luat și dropsuri să avem de rezervă. Acestea sunt fără zahăr adăugat, sunt din plante, conțin 7 plante și 5 uleiuri esențiale, au gust plăcut, sunt realizate conform cerințelor europene de calitate și siguranță alimentară. Da, noi le-am cam folosit. Și aici, iată ce am primit, fiindcă sunt la a treia lună de comandă și am îndeplinit ce trebuia îndeplinit, am primit un parfum. Și vreau să-l desfac ca să vă arăt ce frumos arată. Ia uitați-l cât este de mare. Ia uitați-vă ce am eu aici.
Haideți să-l și Bonjour de Paris. Am vrut eu, am avut la alegere, era o listă întreagă de parfumuri. Asta mi s-a părut mie că arată și sună interesant și mi l-am ales pe acesta, pe care nu-l voi face cadou, pentru că m-am obișnuit ca ce primesc, dacă am prea multe, să mai fac și cadou. Ei bine, nu-l voi face cadou, mi-l păstrez pentru că îmi place foarte mult cum arată sticluța, așa, cu acest roz bombon. Și acum hai să vedem și cum miroase. Minunat, minunat! Zice că imediat după ce dai cu parfum să nu freci încheieturile. Eu doar le-am legat, sper că nu s-a dus, dar știu că ține mirosul. Pentru că am mai avut niște mostre, nu știu dacă de la acesta, dar am observat că tot ce parfumurile de la Infinity au un preț un pic mai mare față de celelalte, dar rezistă mirosul. Și asta mă bucură foarte mult. Mamă, ce încântată sunt de peria aceasta, pe care chiar astăzi o să o pun în funcțiune. Este marca Philadelphia. Probabil că ați auzit de această marcă. Deci da, cam acestea sunt produsele mele de la Infinity. Yupii, mă bucur foarte, foarte mult. Și desfacem primul colet de la Temu. Știu că ați auzit de Temu. Facem concurență lui Shein. Acum nu știu ce să zic, dacă ca și rapiditate cred că totuși Shein se mișcă mai repede. Ori am așteptat eu prea mult acest colet, ori a venit mai târziu. Și iată că l-am desfăcut și acum să vedem ce am eu aici. Pare atât de micuț, dar eu știu că am lucruri multe. Doamne, cât îmi doream eu să am un astfel de suport pentru telefon, pentru mașină. Este cu magnet. Ups. Da. Acesta este magnetul pe care îl voi aplica pe telefon. Iar aici este cel care vine prins în mașină. Din păcate n-am fost atentă și am luat din ăsta de vine agățat la aerul condiționat. Să vedem cum l-am așeza. Și ce mai am eu aici? Ah. Sunt niște chestii pentru parfumarea vasului de toaletă. Mamă, ce bine miroase. Ne-am luat cu miros de lămâie. Asta este. Este un gel înăuntru. Bănuiesc că ăsta e pistolul. Mă rog. Da? Prețurile sunt destul de ok. Deci este prima mea comandă. Nu știu dacă am avut vreo reducere ca la Shein având prima comandă, dar nu. Am mai luat eu și de pe Shein o astfel de bandă pe care o voi pune în jurul căzii. Cea care am luat-o este un pic cam îngustă, așa că pe aceea o voi pune la chiuvetă, iar pe aceasta la cadă, că este un pic mai lată. Și această nimicură, ghiciți ce este? Măi, eu am un obicei să pierd cheia de la mașină. Niciodată nu o găsesc unde e locul. Așa că nu știu cum va funcționa, probabil cu vreo aplicație, din câte văd eu aici că trebuie să scanez un cod. O voi atașa la cheia de la mașină și cu telefonul îmi voi căuta cheia din wireless, atenție. Și acum cred că pe aici am doar organizatoare. Sunt din material textil. Stați așa, erau îndoite. Deci nu sunt mici, sunt doar așa vin puse. Ah, da, am mai comandat eu aici niște bluzițe. Una o voi face cadou mamei mele și una pentru mine. Sunt negre pentru că trebuie să ne mai îmbrăcăm și negru. Aceasta este pentru mama, este un tricou cu acești năsturei, mânecă scurtă, ups, cred că am nimerit-o un pic cam mare. Și aceasta este a mea. Îmi place că și acestea, la fel ca la Shein, vin așa cu punguțe din astea, cu fermoar și nici măcar nu este scrisă marca, deci pot refolosi punga. Aceasta este stil cămășuță și este a mea. Așa arată, am luat mărimea M, deci tot M. M-am uitat să iau. Mi se pare totuși un pic mare. Mi-e frică să iau S, dar se pare că, da, sunt de S. Iar aici am organizatoare textile.
le-am luat pentru Erica, care vrea să-și facă ordine între hăinuțe. Stai să desfac unul să vedeți cum vine. Nu cred că este încântată așa de ele, pentru că nu ne așteptam să fie din materialul ăsta. Da, seamănă cu cele care le-am luat de pe Shein. Așa sunt. Aici împachetez tricoul și îl pui. Măcar sper să încapă pe... Încape. Pe dulap. Așa, am luat unul așa, unul un pic mai mare și unul și mai mare. Și se pare că mai am ceva aici. Dar nu știu ce. Hai să descoperim. A, da. O unghieră. O unghieră tip cleștișor, așa. Da, arată destul de bine. Sănătoasă, zdravănă. Și asta este pentru soțul meu. Că na. Da, uite, nu i-am luat Alexandrei. N-are nimic. Folosim cu toții anumite lucruri. Bun. Aceasta este prima mea comandă de pe Temu. Și cu asta voi încheia și acest, să-i zicem, daily vlog.